Primele semnale de alarmă au apărut în luna august, în timpul săpăturilor efectuate în curtea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, pentru construcția unui nou cămin studențesc. Muncitorii care manevrau utilajele de pe șantier au descoperit primele fragmente osoase și au alertat autoritățile. Noi undeva pe la jumătatea lunii august am început săpătura arheologică. Pot să vă spun că sunt de undeva din zona celui de-al doilea război mondial, probabil. Încă nu știm exact ce naționalitate sunt decedații. Este vorba de foarte multe oseminte, unele în așa zise gropi comune. Surse din comunitatea arheologică susțin că ar fi vorba de rămășițele soldaților germani care au staționat în zona Iașului în timpul celui de-al doilea război mondial. Au fost dedicate niște resturi osteologice umane și menirea dosarului este a stabili împrejurările în care au decedat persoanele respective și cauzele. Au apărut și niște efecte militare, deci cel puțin o parte dintre persoanele respective erau militari. Descoperiri similare au mai fost făcute în zonă și în perioada 2008-2009. Parchetul militar a coordonat activitatea arheologilor până au descoperit și ridicat toate scheletele, le-au transportat la sediul parchetului militar și vor face expertizele necesare. După descărcarea arheologică, lucrările pentru construirea căminului studențesc continuă conform planului inițial, iar rămășițele umane rămân la Institutul de Medicină Legală din Iași pentru investigare.